Bună dimineața, stimați telespectatori! Am revenit și se apropie cu pași foarte grăbiți Sărbătoarea Națională a Vinului, iar în această dimineață discutăm cu președintele Asociației Somelierilor din Republica Moldova, Mihai Druță. Bună dimineața, bine venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așadar, Sărbătoarea Vinului este foarte așteptată, dar eu zic să facem un soi de cateheză, să facem o incursiune în acest domeniu. În general, în Republica Moldova, există niște preferințe ale oamenilor în materie de vinuri? Pentru ce optăm mai mult? Bine, dacă vorbim de o statistică, în general o statistică mondială, nu doar din Republica Moldova, practic, acum este o creștere a vinurilor spumante. Iar dacă am vorbit de vinurile spumante, este și vinurile albe. Persoanelor foarte mult le place vinuri mai ușoare, mai legere. Și observăm foarte bine, chiar și pe piața noastră autohtonă, mulți producători de vinuri apar sau lansează vinuri din soiuri locale, cum ar fi Viorica, cum ar fi Fetească Albă, Fetească Regală și o mulțime de vinuri spumante. Deci, cumva, înțelegem că din motiv că se consumă preferențial vin spumant în lume, în lume, și noi optăm pentru vinul ceva mai ușor, alb. Da, deci pentru vinul alb. Mai mult ca atât, dacă, iarăși, această statistică este o statistică sezonieră și normal când este un timp mai cald sau când este vorba de zile de vară, oamenii totuși consumă mai mult vin alb. Odată cu răcirea timpului, totuși consumul se duce spre un vin roșu, din cauza că este nevoie să ne încălzim, să avem și careva mâncăruri care se asociază foarte bine pentru vinul roșu, ca să căpătăm această energie pe care o cheltuim pentru a ne încălzi. Așa e. Dar sper că în cadrul Zilei Naționale a Vinului fiecare vizitator își va găsi vinul său. Din cauza că avem un număr record de vinării, un număr de 86. Wow. Deci, da, fiecare vizitator are nevoie să-și ia, nu un bilet, dar este un carnet al degustatorului. Deci acolo va avea ghidat acel amplasament a producătorilor. Mai mult ca atât. Este o noutate în acest an, deci organizatorii vin cu un concept mai nou, încearcă să uniformizeze toate aceste standuri care erau până în prezent, deci în piața mare a Adunării Naționale, deci doar va fi diferit suprafața pe care o ocupă producătorii, dar totul va avea o față nemijlocit, ceea ce de fapt priește micilor producători care nu au posibilitate să facă acele castele când vedeam, da, și se pară așa mai mici. Deci, practic, toți vor fi la fel, doar diferența de suprafață. Așa. Frumos, cumva. Mi se pare, da. Omogenizarea asta a producătorilor e un proces prin care promovăm acele vinării mai mici, dar cu un potențial foarte mare, de altfel. Exact. Mai ales că în Republica Moldova observăm și o tendință a vinificatorilor să lanseze noi ediții, fie că sunt ediții limitate sau cu o linie de producție mai amplă. Da, dar să știți că în capul mesei mereu aceste sărbători, da, naționale a vinului, trebuie, și este un mesaj, de fapt, și se respectă și în acest an, este consumul cu măsură a vinului. Din cauza aceasta, organizatorii la fel au lansat câte masterclass-uri, școala vinului, și vinul se consumă nu din căldări, din nasă, dar se consumă din pahare. Și fără cană jămălțuită, da, că așa era tradiția aia. Da, exact. Iar inclusiv cei care participă la această vinificatorie nu sunt obligați, dar este o recomandare ca să aibă pahare speciale pe picior. Și atunci, iarăși, este plăcut din cauza că vinul este cultură, de fapt. Nu este o unitate de măsură a lichidului care trebuie consumat. Apropo, asta. Mihai, spuneai de pahar pe picior. Da. Eu zic să facem și nițică lumină în importanța paharelor. Foarte mult contează paharul. Paharul, de fapt, este un instrument de apreciat vinul și voi vorbi pentru cei care, iarăși, ne ascultă. Acum am discutat anterior, cât așteptam buletinul de știri, despre colecția de vinuri, da? Și atunci este important să ai și o colecție de pahare, că nu un pahar poate fi pentru toate vinurile, din cauza că avem pahare pentru vin alb, pentru vin roșu, pentru vin dulce, pentru vin special, gen Jerez și restul. Deci, practic, fiecare formă a paharului este pentru un tip de vin. Așa. Din acest moment, pentru a aprecia mai bine vinul, este nevoie să schimbi acest pahar, să-l vezi, da, cum e. Ce asta dă? Deci, în primul rând, cum simțim vinul?
Asta vroiam să întreb. Da, într-un anumit tip, într-o anumită formă de pahar, vom simți mai bine un vin alb, în alt tip de pahar vom simți mai bine un vin roșu. Dacă vorbim iarăși diferit vinuri roșii într-un tip pentru Merlot, alt tip pentru Saperavi, alt tip pentru Fiteasca Neagră, la vinurile albe este la fel. Mai mult ca atât, avem vinuri pentru vinuri spumante, avem vinuri pentru vinuri spumante clasice, gen șampanie, da, avem vinuri deci gen Prosecco. Deci este o lume foarte frumoasă a paharilor și atunci, iarăși, am putea face o analogie pentru cei care ne privesc și ne ascultă. Nu poți consupa mâncarea doar dintr-o farfurie. Deci ai pentru evident supe, pentru carne, pentru pește, pentru... Deci la fel este și cu vinul. Foarte așa frumos. Dar uite, dacă e să discutăm despre o persoană care nu consumă foarte des vin, nici dar care vrea să se inițieze în acest domeniu. Da. Cum ne dăm seama că un anumit tip de vin ne priește sau ne place? Este destul de simplu. Deci acel vin care este pe gustul nostru, cel vin care nu ne provoacă ceva, o senzație de rău, este vinul pe care noi, de fapt, îl merităm. Da? Pentru a iniția, pentru a face primii pași, pentru a cunoaște vinul, este, în primul rând, să fie deschis la minte și la suflet, să guști din vinurile cele bune împreună cu cineva mai inițiat, cum ar fi cineva din prieteni care mai are o careva experiență, sau să participe la diferite evenimente legate de vin. Din cauza că acolo se povestește cum se gustă vinul, care sunt tipurile. Mai mult ca atât, atât în cadrul Zilei Naționale a Vinului, cât și în genere, da, în Republica Moldova, este un trend foarte frumos, acel turism vitivinicol. Așa. Și atunci persoanele cu prietenii, cu familia, cu cei apropiați se pot pleca la o anumită vinărie, organiza o degustare de vin. Și atunci, în cadrul acestor degustări de vin, pot căpăta cunoștințe. Descoperă această lume mult frumos. Exact. Acum eu propun să facem un soi de interviu blitz. Da. Întrebări și răspunsuri așa pe scurt, că avem multe de aflat și timp foarte puțin. Cum se consumă vinul? În ce ordine se consumă vinul? Vorbim de cel alb, roze? Bine, avem o lege foarte bună, deci vinul care îl consumăm acum nu trebuie să facă să regretăm vinul precedent. Deci avem o creștere a senzațiilor. În acest moment, atunci vorbim, începem cu un vin alb, roze, roșu, vinurile de desert sunt la sfârșit și în acest moment, iarăși foarte greu, dar iarăși vorbim, distrugem un mit. Majoritatea oamenilor neinițiați, nu vreau să fiu sexist, deci doamnelor sau bărbaților, dar încep cu un spumant și de regulă spumantul la anumite sărbători este un spumant de medulce sau da, deci cum poți să începi cu ceva dulce și apoi treci iarăși. Păi da? Și cum facem atunci? Păi, spumantul de regulă dulce sau cel de medulce este la sfârșit, care se asociază foarte bine cu careva deserturi. Așa. Nu mănânci de la început ciocolată și apoi mănânci hrișcă. Da? Deci, în Franța așa se practică. Da. Se mănâncă desertul mai întâi. Așa, ca un aperitiv, ca un ceva. De regulă noi recomandăm vinurile albi seci la început, apoi roze, apoi vinurile roșii. Așa. Temperatura este foarte importantă. Da? Deci, la fel, fiecare vin trebuie servit la temperatura potrivită. Vinul roșu se consumă la temperatura camerei, cel alb? La temperatura camerei din anul 2022, care va fi puțin mai joasă, da? Așa? 18-19 grade. Nu temperaturile lunii lui cuptor, așa? Da, bine. În anii precedenți, temperatura camerei, iar suntem deprinși să avem o temperatură a camerei mai înaltă, 22-24 grade, cineva preferă chiar și 26. Familia mea e mai călduroasă, așa, mai friguroasă și lor foarte mult nu le place frigul. Din această cauză, pentru vin roșu, să aibă o temperatură inclusiv de 22 de grade, este prea mult. Deci, maximum temperaturii la care trebuie servit vinul roșu, temperatura camerei, este 18 grade. Temperatura din evul mediu. Dar e o temperatură recomandată, și de medici. Exact, nu trebuie să ținem cont de recomandări. Da. Vinul alb se consumă mai rece? Mai rece, 10-12 grade ar fi, iar vinul roz este mai mult un vin alb decât roșu. Așa. Din acest motiv servim totuși apropiat de temperatura vinurilor albe. 10-12-13 grade. Pentru cei necunoscători, da, cât timp putem păstra o sticlă de vin care a fost deschisă și nu s-a consumat? Bine, maximul ar fi o săptămână, da? Dar cei cunoscători observă schimbările în aromă și gust chiar și după o zi.
din acest motiv nu recomand să păstrăm vinul deschis cu lunile și cu ani. Deci, oricum, el se va altera. Vinul este un produs viu și atât timp cât deja ai deschis dopul, ai servit din el și apoi ai pus înapoi, oricum, deci va avea de suferit. Cum menținem bubble sparkle din vinul spumant? Că multă lume pune șervețel, multă lume... Mituri. Nu se mituri, atât. Atât. Uităm da. De ele. Da, da, da. E permis să punem 2-3 cuburi de gheață într-un pahar de vin sau este din nou o greșeală fatală? Nu aș recomanda. Asta este părerea mea personală. Nu aș recomanda să puneți gheață în vin. Din moment ce, iarăși, este un dezrespect față de producător. Uh-huh. Cuburile din granit? Este bine. Ar fi opțiune, dar dacă această senzație vă creează o plăcere, puteți să o faceți. Fiți rebeli, distrugeți reguli și trăiți după regulile voastre. Ce frumos! Da. Ce frumos! Dar ne limităm doar la cuburi de gheață, poate puțină apă, puțină, da? Nu cola, nu Sprite. Hai să lăsăm publicitățile pentru alții. Da. Și o ultimă întrebare. Atunci când avem mai multe tipuri de vin în casă și trebuie să alegem cu ce servim oaspeții, de ce ținem cont? Bine, și normal atunci când alegem un vin, da, inclusiv pentru oaspeți sau inclusiv atunci când ne cheamă cineva în ospeție, trebuie să ținem cont de ce mâncăm. Din cauza că, vă dați seama, vin oaspeții, nu le-am spus ce mâncăm și avem un pește foarte bun și aduc vin roșu. Nu se pupă. Și nu, mai mult ca atât, nici nu avem vin în casă din cauza că oaspeții au spus că vor aduce vin. Deci nu. Dar trebuie să ținem cont de gastronomie, din cauza că vinul și gastronomia asta este un tot întreg. Deci ținem cont de preferințe. Da. Dar avem și o ieșire din această situație. Complicat. Sau nu complicat. Deci atunci când nu știm ce servim, da, un vin universal, practic, ar fi un vin rosé, care merge foarte bine atât, da, și la pește, cât și posibil să fie și la carne. Uh-huh. Da, din cauza că iar cineva te invită în ospiție, ți-e incomod să spui, dar ce mâncăm totuși, da? Și atunci, ca să nu dai în bară, poți să iai un vin rosé care va fi ceva universal. Așa, deci da? Este mult mai versatil. Da, ca așa am viulopele de all season, și rele vara, și rele iarna, dar merge. Dar putea fi. Bine de știut acest truc, Mihai, mulțumim tare frumos pentru informații, pentru prezență și pentru aceste curiozități și pentru deconspirarea anumitor mituri. Da. Alături de noi a fost Mihai Druță, președintele Asociației Somelierilor din Republica Moldova și am învățat multe lucruri noi.